Generalul Tudor Postelnicu, șef al securității în perioada comunistă, a murit ieri la vârsta de 86 de ani. Postelnicu a fost și ultimul ministru de interne înainte de 1989. După Revoluție a făcut șapte ani de închisoare pentru omor deosebit de grav. Inițial a fost condamnat la închisoare pentru uh, genocid, însă ulterior i s-a schimbat încadrarea juridică. Numele lui este legat de urmărirea și persecutarea mai multor dizidenți. Tudor Postelnicu suferea de mai multe afecțiuni și a murit după o lungă suferință.